v-am regăsit! România continuă să aibă al doilea, cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeană, după Bulgaria, deși a înregistrat cea mai mare creștere din Uniune, de 95% în ultimii 7 ani, arată datele publicate joi de Biroul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Comparația realizată ia în calcul nivelul salariului minim lunar de la 1 ianuarie 2008 și pe cel de la 1 ianuarie 2015. Exprimat în moneda locală, România a consemnat cel mai mare avans procentual al salariului minim, de la 500 de lei la 975 de lei. România este urmată de Bulgaria, cu o urcare de 64%, și Slovacia, dar și Letonia. Calculat în euro, salariul minim pe economie din România a urcat cu 57% din 2008 până în prezent, de la 139 de euro la 218 euro, marcând a treia creștere procentuală din Uniunea Europeană. Acest clasament este condus de Bulgaria, al cărei salariu minim lunar a avansat până la 184 de euro în intervalul analizat. Tinerii din România pot primi până la 50.000 de euro nerambursabili. Una dintre măsurile de succes pentru finanțarea satului românesc până în 2013 a fost măsura 112, instalarea tinerilor fermieri. Prin intermediul acestei măsuri au primit finanțare nerambursabilă aproximativ 10.000 de tineri din mediul rural și este așteptat ca numărul acestora să fie chiar mai mare începând cu 2015, având în vedere că prima maximă de instalare va crește de la 40.000 de euro la 50.000 de euro. Această măsură va fi accesată pe baza unui plan de afaceri întocmit de către tânărul fermier ce solicită prima de instalare, în funcție de mărimea suprafeței deținute sau de numărul de animale aflată în gospodăria sa. Acesta se va încadra pentru un ajutor financiar nerambursabil cuprins între 15.000 de euro și 50.000 de euro. Ca și până în prezent, prima de instalare va fi achitată către tânărul fermier în două tranșe, prima fiind de 80% din sumă imediat după semnarea contractului de finanțare. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim luni la aceeași oră. La revedere!